Bogdan Hoșbotă, în calitate de președinte al filialei de arte decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, v-ați ocupat de o expoziție de profil la Galeria de Artă Orizont din Capitală. Expozițiile de artă decorativă, mai ales cele de grup, în care artele sunt atât de diverse și prezentarea este una atrăgătoare, necesită timp, înțelegere, dar publicul este întotdeauna fascinat. Da, mă bucur de o părere atât de bună că publicul este fascinat. Aici prezentăm o expoziție de arte decorative, cam toate laturile acestei secții, în sensul că sunt artele focului, ceramica, sticlă, metalul și artele textile cu diversitatea lor. Ne bucurăm că am reușit să adunăm un grup destul de generos de tineri care și-au etalat gândurile, operele lor și pe care acum au avut posibilitatea să le prezinte publicului. De data asta ne-am implicat ca acești tineri să fie ei și să guste această plăcere a expunerii și chiar să-i încurajăm, adică totul este în binele lor. Și mâine, păi mâine trebuie să ne ia locul cineva și atunci ei trebuie să știe cum se organizează o expoziție, cum se pot aduna, cum se poate face un colectiv ca să aibă coerență și în exprimare și în tot ce expun. Deci o expoziție care urmează, firesc, să spunem, școlarizării cursurilor la Universitatea Națională de Arte București. Dacă e să o luăm, toată lumea refuză. În general, după absolvire, cam neagă universitatea. Deși toți am avut câte un profesor, câte un mentor, trebuie să recunoaștem. Dar nu s-a pus problema ține cont de asta. Eu, de exemplu, am studenți cu care unii am avut la licențe, pe unii am avut la master, deci n-am avut o coerență permanentă cu ei. Dar mie mi se pare elocvent de data asta de ce sunt în stare. Daniela Frumușanu, deci debutul este unul important. Sigur că debutul este important. Expoziția se numește Semn. Aș vedea așa mai multe fațete ale acestui titlu. Această expoziție este un semn al dialogului între profesor-student. De ce? Pentru că aceste lucrări sunt lucrări de master sau lucrări de licență. Nu sunt făcute așa independent. Niște teme, da, nu sunt făcute în atelierul artistului și atât, fără niciun fel de dialog. Da, da. Deci există o coordonare. Da, în al doilea rând este un semn al continuității, pentru că, așa cum spunea și Bogdan, este nevoie de o predare de ștafetă. Tânăra generație, obligatoriu prin reprezentanții ei, trebuie să ducă mai departe munca pe care a început-o în universitate. Pasiunea, acest foc viu care arde în fiecare dintre noi, da, trebuie dus mai departe. Și este fantastic fenomenul acesta. Mie mi se pare extraordinar. Și în al doilea rând este vorba despre semnul inovației. Pentru că acești tineri sunt extrem de efervescenți din punct de vedere al creației și inovației, sunt inteligenți, dovadă stau toate mesajele pe care vor să le transmită prin lucrările prezente în această expoziție. Denis Nanciu. Lucrarea mea se numește Amor Fati și vine dintr-o problemă sentimentală pe care eu am avut-o în perioada în care am făcut-o. Tema este un iad interior compus din demoni mai mici și mai mari și fiecare demon reprezintă o stare sau o emoție sau tăcerea mea, faptul că nu vorbesc despre problemele mele. Și ca materiale de lucru? Ca materiale de lucru este zinc pur, doar că am topit plastic peste el ca să-i dau o notă mai întunecată și o textură mai demonică, așa. Acum nu știu dacă s-a mai făcut tehnica asta, eu am descoperit-o și am făcut-o în momentul în care n-am avut materiale și a trebuit să scot ceva cam din nimic. Deci materiale convenționale și neconvenționale. Da, da, da. Se mai numește sculptură? Da. După părerea mea, da, lucrarea reprezintă o instalație formată din 23 de demoni, pentru că la momentul respectiv eu aveam 23 de ani și vreau să fie o reflexie asupra mea. Și am și un demon principal care e tot mărimea mea de 1,70 m, cu toate că lucrarea este mai
în zona asta mai întunecată. Întunericul nu reprezintă ceva rău, ci reprezintă dorința mea de a mă ridica din durere și de a merge mai departe. Daniela Frumușanu, acești tineri au îndrăznit foarte mult și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere conceptual. Eu admir, cum se știe, foarte mult tânăra generație, pentru că vin cu un plus de energie, o energie care, iată, nu-i lasă indiferenți pe cei care poate nu au niciun fel de contact cu zona artistică. Publicul intră în această expoziție fără să fie chemat. Deci eu cred că tânăra generație, cu adevărat, prin pasiune și inteligență, aduce speranța că ceea ce au câștigat pe parcursul studiilor se va transforma într-un balsam și pentru ei, în calitate de creatori, dar și pentru cei care vin să viziteze. Arta cu adevărat vindecă sufletele și această expoziție este o dovadă a acestui fapt. Bogdan Hoșbotă, sunteți pentru inovație în această zonă extraordinară a metalului. Noi spunem metal și spunem sculptură și ne gândim la tehnici tradiționale și la lucruri pe care le cunoaștem. Metalul în sine, ca mod de exprimare, a căpătat multe lucruri noi. În primul rând au apărut materiale noi, de care nu se vorbea înainte. Se folosesc tot felul de tăieturi, acum există plasmă, există tot felul de tăieturi, tot felul de suduri, lucruri care acum 40 de ani la noi nu existau, în altă parte poate erau, dar la noi nu existau și acum există accesibilitate, există informație, există absolut orice. Iar ce este uimitor, eu poate fac parte din generația celor care nu sunt mai stricți în modul de exprimare, dar cei tine acum văd că au o deschidere extraordinară și câteodată este atât de uimitoare încât nici nu ai cuvinte să-ți spui. Deci, din punctul ăsta de vedere, și nu numai în metal, în absolut toate, deși lumea nu știe că artele decorative, sună un pic ușor, dar nu este deloc ușor, pentru că presupune atât de multă meserie și atât de multe cunoștințe, încât numai când te apropii de ele și începe cineva să-ți explice ce înseamnă o tăiere, ce înseamnă o sudură sau ce înseamnă o broderie, atunci încep să înțelegi. Deci expoziția de la Galeria de Artă Orizont este șansa privitorului de a fi introdus în actualitate. Într-un fel, da. De a te apropia și pentru mine este bine că se apropie de gândurile celor tine, pentru că prin lucrările lor exprimă tendința și actualitatea. De fapt, asta este. Cei de generația mea își exprimă gândurile acumulate, deci există ani mulți de experiență și atunci preocupare o anumită temă, pe când acum inovația este mult mai rapidă, mult mai spontană. Asta este uimitor.